În acest an, în România, trecerea la ora de iarnă se face noaptea de sâmbătă 28 octombrie spre duminică 29 octombrie. Atunci ceasul se dă înapoi cu 60 de minute, iar 4 devine ora 3. Duminică ziua va avea 25 de ore în loc de 24, fiind cea mai lungă din an. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în lunile martie și octombrie. Din 1998, trecerea la ora de vară se face în ultima duminică a lunii martie, când ceasul se dă cu o oră înainte, iar trecerea la ora de iarnă are loc în ultimul weekend din luna octombrie. Sistemul orei de vară și de iarnă presupune o ajustare cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară și toamnă pentru a beneficia mai bine de lumina naturală. Trecerea la ora de iarnă poate cauza anxietate, tulburări de concentrare, irascibilitate, astenie sau modificări ale apetitului. Pentru a ne adapta, medicii consideră că avem nevoie de o săptămână sau chiar două în unele cazuri, pentru că schimbarea orei aduce o modificare a rutinei. În acest an, ora se va schimba în 40% din țările lumii, multe dintre acestea renunțând la această măsură, ce contribuie la economisirea energiei.